revin cu o lectură din cartea mea, Războiul Solomonarilor, publicată în 2018 la Polirom Junior. O carte pe care am scris-o cu bucurie și sper lumea să o citească cu bucurie. Voi alege un fragment la întâmplare. Nu e chiar la întâmplare. Vedeți, în pijamale stăm în casă și citim. Capitolul 4. Ionuț pornește la drum. Exact în acea perioadă s-a stârnit vâlvă și în colonia românească. În timp ce locuitorii ar fi trebuit să-și vadă de treabă, unii pe lângă case, alții la croitorie sau la fabrica de sticlă, ori la atelierul de tâmplărie, pe la toate colțurile au început să se audă strigăte și agitație. La strada principală oamenii nu mai încăpeau unii de alții, iar de pe străduțele înguste ce dădeau spre izvoare, spre munte sau spre biserică, oamenii curgeau, lăsându-și fiecare lucru făcut pe jumătate. Oale rămase pe foc, foarfeca până la jumătate în stofa de lână, vaca mulsă pe jumătate. Colonia arăta ca orice așezare din zona de miază zi a râului Trecerii. Case cu pritvor, blocuri bătrâne și cenușii, un râu cu apă până la genunchi, plin de păstrăvi curcubeu, care străbăteau în mijlocul așezării, grădini mici într-o clădire și alta. Pădurea se întindea până lângă garduri, de unde începea să ridice pe munte, astfel că de la orice fereastră, omul plictisit putea arunca un măr beberițelor din copacii tineri, fără să depună efort. Străzile erau curate, împrejmuite cu flori și brazii tunși. Motivul care i-a scos pe toți în stradă, umplând drumurile de culoare și voci, îngrămădindu-i în parcul central de lângă carul cu bere, era o împinsură apărută la orizontul dinspre miază noapte. Împinsura era ca o trăsură, dar nu trasă de cai, ci împinsă de vântoase. Viteza unei împinsuri depășea cu mult zburătoarele răpitoare, caii sau alte animale de mare viteză. Vântoasele duceau împinsura din spate, iar din față nimeni altcineva nu putea să o conducă în afară de amoralul fotie din cetatea luminii de dimineață. Amoralul nu avea frâu, ci ținea direcția cu mâinile libere, dar nu de parcă ar dirija un cor, ci ca și cum ar indica unei persoane nevăzute direcția ce trebuia urmată. Împinsura arăta ca un jilț uriaș din lemn alb cu încuietori și cuie de cristal. Nu mulți erau oamenii care se puteau lăuda că au văzut împinsuri la viața lor. Totuși, fiecare știa că atunci când amoralul nu se grăbea, el stătea așezat în jilț, iar dacă îl gonea o treabă urgentă, stătea ridicat cu picioarele depărtate pentru echilibru, lăsând hainele lui strălucitoare legate la mijloc cu funie din fireturi de argint să fluture în vânt ca o veste bună. Și să vă arăt totuși o fotografie, un desen cu colonia românească. Așa, mergem mai departe. Toată lumea din colonie s-a îngrămădit în parc cu ochii bulbucați, cu respirația întretăiată, unii îmbrăcați pe jumătate, alții cu gura plină de mâncare, femeile cu părul prins în moațe. Cum i-a prins vestea că vine o împinsură, așa au ieșit la drum. Astfel, când amoralul a făcut semn de oprire văzduhului cu mâna dreaptă, toți erau prezenți și niciun sunet nu s-a făcut auzit. Amoralul își scutură cu gluga largă și pelerina simplă, din lână subțire și strălucitoare, apoi glăsui cu vocea curată ca apa de munte. Bună să vă fie inima, oameni dragi! Îl cau pe Ionuț, strănepotul solomonar lui Ilie. Liniștea a fost tulburată doar de mișcările unui corp masiv care încerca să se apropie din mulțime. Toți ceilalți s-au ferit, făcând loc doritorului. Era Ion, tatăl lui Ionuț, un bărbat spătos și gras cu o barbă brună până la jumătatea pieptului. În privirile coloniștilor, respectul se amesteca binișor cu teamă. Ionuț e acasă, eu sunt tatăl lui, a spus bărbatul. Amoral zâmbi și coborând sprinten din împinsură, se apropie de bărbat și rosti cu prietenie. Să mergem, suntem în întârziere. Ion l-a condus mergând cu un pat în față, fără să scoată vreo vorbă. Bărbatul călca apăsat, cu pași mari, înduind genunchii ca un om care testează rezistența pământului. Înapoi a lui amoralul înainta sprinten și grațios, de parcă nu ar fi fost un moșneac de câteva sute de ani, ci un domnișor crescut pe terasele înalte ale castelelor.
Au mers o vreme pe strada principală, apoi am intrat pe ulițe, la o distanță remarcabilă, fără să scoată un sunet, îi urma întreaga colonie. Probabil a fost singurul moment din existența coloniei românești, când încăperea uriașă de la carul cu bere a rămas complet goală. Aproape de biserică era o casă simplă, bătrânească, acoperită cu țiglă roșie și veche, cu un pridvor înalt și ferestre mici. În fața casei era o mică grădină cu flori, exact sub ferestrele camerei lui Ionuț. Ion a intrat în curtea înverzită, prin care zburătăceau câteva găini. În față era o șură mare ce adăpostea un car, în stânga erau cotețele găinilor, iar în dreapta se înălțau treptele de piatră ce duceau în pridvorul cu un mic gard din scândură groasă, din care porneau patru grinzi de lemn masiv. Dincolo de curte, în spatele șurii, era o grădină mare ce urca spre pădure. Dar nu se vedea de la poartă. Din grădina cea mare se auzeau lătrând doi câini furioși. Ion a urcat scările, apoi a intrat în pridvor urmat de Amoral. Acolo s-a oprit. Ușa din dreapta, vă rog, a spus el indicând cu palma deschisă direcția. Dar în spatele lor s-a auzit o tuse stingheră. Sunt aici, am fost și eu, a zis Ionut, să văd împinsura. Înapoi a lui la câțiva pași buluceau capetele coloniștilor, tot cu ochii măriți și gurile căscate. Amoralul zâmbit tăcut și rămase în prag. Îl măsură din priviri câteva momente cu mare atenție pe băiatul cu părul de culoare mierii, apoi rosti scurt. Sărută-ți părinții, vei porni cu mine să-ți încerci visul. O aventură plină de sens și vechea, mult știuta luptă dintre bine și rău.